În prima zi a anului 2024, aș vrea să deschidem Cuvântul Sfânt la cartea cu numărul 24 din Scripturi, se numește Cartea Profetului Ieremia, și voi citi de la capitolul 24, primele șapte versete, așa cum le găsim scrise la pagina 761 în Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu. Ieremia 24. Domnul mi-a arătat două coșuri cu zmochine puse înaintea templului Domnului. După ce nebucat împăratul Babilonului strămutase din Ierusalim și dusese în Babilon pe iconia fiul lui Joachim, împăratul Iuda, pe căpetenile lui Iuda, pe lemnar și fierari. Unul din coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea smochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Domnul mi-a zis: Ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns: Niște smochine. Smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele, și de rele ce sunt, nu se pot mânca. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune, așa voi deosebi eu ca să le dau în durare pe prinșii de război al lui Iuda, pe care am trimis din locul acesta în țara caldeenilor. Îi voi privi cu ochi binevoitor și îi voi aduce înapoi în țara aceasta. Îi voi așeza și nu îi voi mai nimici, îi voi sădi și nu îi voi mai smulge. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu, Domnul, ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar, ei, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima. Amin. Vă rog să vă reașezați. Am vorbit cu fratele Andrei Dunca puțin despre seara aceasta și am zis mi-ar place să cânte formațiile bisericii, cumva să ne organizăm pentru data de întâi seara. Mă gândeam la un moment dat și să invit pe cineva sau să invităm pe cineva și mi-a plăcut Că pe grupul corului, cel puțin, probabil și a fanfarei și altor grupuri, fratele Andrei a scris, mi-a spus soția mea care este pe grupul corului, am dorit să fie o seară specială. Mi-aduc aminte cu plăcere că aceste seri, ani de zile, au fost susținute de către regretatul nostru frate, fratele Ovidiu Litianu. Trebuie să recunoaștem că a fost o perioadă când Dumnezeu l-a folosit chiar în biserica noastră și au fost oameni pe care i-am botezat aici în biserică, în urma slujirii pe care Dumnealui a făcut-o și Domnul a mântuit oameni. Mulțumim Domnului că la Betania între timp s-au ridicat atâția tineri, atâția oameni care să-L slujească, avem atâtea formații și atâtea grupuri care stau la dispoziția Domnului frați slujitori și spunem din toată pentru toți, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fratele Caleb cumva era așa neliniștit și spunea, frate Bujor, dacă îi pun pe toți, nu mai rămâne timp de predic. Și asta nu mai este atât de important. De fapt și aseară am stat până la nouă și nu vom sta și seara asta să nu vă ridicați, să plecați, stați liniștiți. Dar sigur că vrem să fie toate lucrurile făcute cu înțelepciune, ca înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Există o mare responsabilitate în astfel de momente să transmiți un mesaj și încă să-l transmiți din partea Domnului, pentru că am spus-o și în alte împrejurări, și cu alte ocazii și în alte locuri. În ceea ce mă privește, eu nu sunt un fabricant de predici și nici nu mi-este atât de simplu ca să construiesc o predică. Nu că nu aș putea să țin un discurs teologic sau, mă rog, să mă pregătesc să fac lucrul acesta, dar de fiecare dată, ca și colegii mei, Dorim să avem un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru biserică, pentru oameni. Și mai ales că ne stă în față un necunoscut, un an care poate fi un mesaj din, de la începutul anului, poate să ne urmărească tot anul, credeți? Am fost ordinat prezbiter în anul 1997. Au trecut de atunci destul de mulți ani. Fratele care a predicat la ordinarea mea de prezbiter a avut un mesaj din partea lui Dumnezeu, pentru mine în mod special și bineînțeles și pentru biserică. Dar vreau să vă mărturisesc, în viața de slujire, foarte mult m-a urmărit mesajul acela. Au fost momente de declin, au fost momente de cumpănă, au fost momente grele, au fost momente cu lacrimi, au fost momente în care a vrut să renunț la anumite aspecte de slujire, dar mesajul acela m-a urmărit foarte mult. Uneori, un cuvânt din partea lui Dumnezeu ne poate urmări foarte mult timp, foarte multă vreme, chiar să ne încurajeze și să ne întărească. Și mă rog în această seară, Duhul Sfânt care se prezintă în adunare, să ne cerceteze. M-au auzit cuvinte frumoase aseară. m auzit cuvinte frumoase azi dimineață, de încurajare, din minunile și lucrările lui Dumnezeu. Ne-am bucurat aici în casa Domnului, și acum frații apreciau. Am încheiat anul în casa de rugăciune, am început anul în casa de rugăciune și haideți să ne propunem să fim oameni care să venim la casa de rugăciune în anul 2024. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați tratat cumva cu superficialitate anumite întâlniri. Poate cele de marți seara pentru unii, poate cele de vineri seara nu sunt aici să fac niciun fel de critică, nici măcar nu-mi propun asta, dar mă rog din toată inima Dumnezeu să trezească Biserica Betania la realitate. Și vrem să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și în anul în care am intrat să îl căutăm mai mult pe Domnul, oameni buni. Să punem mai mult bază pe lucrurile spirituale și pe lucrarea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne ajută-ne la aceasta. Sunt conștient că aceste formații care cântă, fanfara, corul, corul bărbătesc, corul de copii și toți ceilalți care se implică, grupurile de, de cântăresc, fac multe repetiții în spatele cortinei, sunt multe întâlniri pe care noi nu le vedem, pe care noi nu le cunoaștem, pe care noi nu știm despre ele sau știm doar așa la modul general. Dar se stă în casa lui Dumnezeu, sunt întâlniri pentru astfel de pregătiri și spunem Dumnezeu să-i binecuvintez. Dar noi am vrea să fie tot mai mulți la biserică. Noi ne-am dorit să fie tot mai mulți și mar seara și vineri seara și la întâlnirile noastre. Și Domnul poate să facă lucrul acesta. Acum aș vrea să ne uităm la pasajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și îmi doresc pentru anul 2024, în primul rând, să fie un an al descoperirilor dumnezeiești autentice. Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine. Oameni bun, două coșuri cu smochine este ceva care e verificabil? Este ceva care este Poți să identifici ce vezi? Două coșuri cu smochin, nu le poți să uh, confunda. Nu poți să vorbești despre saci, nu poți să vorbești despre altceva. Vorbești despre două coșuri cu smochine. Asta este foarte clar. Dumnezeul nostru, a spus-o și -o mai spus și în seara aceasta, nu este un Dumnezeu al mesajelor generale. Mesajele generale nu sunt de la Dumnezeu. Dumnezeul nostru transmite mesaje clare. Slăviți să fie numele Lui. Și Dumnezeu nostru transmite mesaje verificabile. Poți verifica ceea ce Dumnezeu transmite. Trăim într-o vreme a confuziei și perioada de pandemie în mod special, vă aduceți aminte, a fost o perioadă a confuziei extraordinare când atâtea mesaje s-au transmis când atâtea mesaje s-au spus, când atâtea lucruri s-au spus din partea lui Dumnezeu și cu războiul și cu perioada aceasta în care noi trăim, care probabil este tot mai sumbră și din nefericire, parcă e tot mai multă negură la orizont, se transmit tot felul de mesaje, dar majoritatea dintre ele sunt neclare, oameni buni. Ne rugăm ca Dumnezeu să transmită mesaje clare. Slăviți să fie numele Lui. Mi-a arătat două coșuri de smochine acestea nu sunt confundabile, acestea nu sunt lucruri care, care să le presupui, acestea sunt lucruri care le poți identifica, de care te poți agăța și pe care le poți recunoaște. Biblia este plină de mesaje din partea lui Dumnezeu autentice și clare. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu n-a încurcat pe nimeni. Și viața noastră și viața bisericii și trăirea noastră, și am auzit și azi dimineață frumoase experiențe, avem un Dumnezeu care se implică în mod clar, despre care putem să spunem, El este viu, El este adevărat și este Dumnezeul cel puternic. Slăvit să fie numele Lui. Biserica lui Iisus Hristos are nevoie tot mai mult de mesaje clare din partea lui Dumnezeu. Mesaje clare pentru zidirea bisericii. Mesaje clare pentru întărirea credinței noastre. Și mesaje clare pentru cei care intră în adunare. Slăvit să fie Domnul m-am cutremurat puțin. Și când a fost prorocia aceea cu tânărul acela, eu am crezut că e o casetă, că ceva l-a pus pe fratele Gavrilă să prorocească cumva la o înregistrare, pentru că de aici n-am văzut. Și m-a apropiat de fratele Pașa, mă, ce se întâmplă? Și au zis, fratele e aici. Și a fost majoritatea aici prezenți, când Domnul a transmis acel mesaj cu acele tratamente străine, când un tânăr s-a ridicat și a zis, eu sunt ăsta. Eu sunt. Acestea sunt mesaje clare. Când va intra unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu cum îl cunoașteți voi, spune Biblia, tainele inimii lui vor fi descoperite, va cădea cu fața la pământ și știți ce va spune? Aici e Dumnezeu. Vrem astfel de lucrări la Betania în continuare. Vrem în modul acesta Dumnezeu să mântuiască oameni la Betania. Vrem ca Dumnezeu să-și arate slava, lăudat să fie în numele Lui. Fie anul 2024, anul în care Domnul să transmită mesaje clare. Anul în care să ne ancorăm de Dumnezeu, de puterea Lui Dumnezeu și să fim însoțiți de Domnul în fiecare zi. Ne promite Domnul lucrul acesta, oameni buni. Vrem să fie Domnul în fiecare zi cu noi. Anul 2024 suntem niște oameni pierduți dacă călătorim singuri. Dar dacă este Domnul cu noi, suntem mai mult decât biruitori. Slăviți să fie Domnul. Și Domnul ne promite asta. Mi-aduc aminte de poporul lui Israel, care era călăuzit de Dumnezeu, care, care era însoțit de Dumnezeu. Și în Deuteronom capitolul 30, 13, versetul 21, citim următorul adevăr. Domnul mergea înaintea lor. Ziua într-un stâlp de nor să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc să-i lumineze ca să meargă și ziua și noaptea. Nu avem nevoie de Domnul doar în biserică. Nu avem nevoie de Domnul doar când mergem în călătorie. Nu avem nevoie de Domnul doar când suntem acasă. Nu avem nevoie de Domnul doar ziua. Avem nevoie de Domnul și ziua și noaptea. Și în fiecare zi a vieții noastre și în fiecare clipă avem nevoie de Dumnezeu. Și ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească. Slăviți să fie Domnul! Vrem ca Domnul să meargă înaintea noastră, oameni buni, în anul 2024 și vrem ca mâna bună a Dumnezeului nostru să fie peste noi. Și promisiunea Domnului este și în, în Isaia, capitolul 58, versetul 11. Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sora sufletul chiar în locuri fără apă. Și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor, a cărui ape nu seacă. Vreți să aveți această binecuvântare? Vrem să avem această binecuvântare? Atât din punct de vedere material și spiritual și fizic, și din punct de vedere al sănătății trupești, Dumnezeu să ne asculte rugăciunea și Domnul să lucreze. Măriți să fie Domnul. Fie anul 2024, un an. Al călăuzirii Sfinte, un an al descoperirilor autentice, un an în care Dumnezeu să lucreze cu putere în viața noastră și un an în care, oameni buni, să depindem de Dumnezeu, să rămânem ancorați în Dumnezeu și Domnul să fie cu noi în fiecare zi. Și Biserica Domnului spune, amin, Domnul lucrează. În al doilea rând, în anul 2024 va fi un an al alternativelor, al posibilităților al alegerilor. Oricum se pare că se anunță ceva alegeri aici în țara asta. Vor fi iară mulți care vor frământa și din nefericire, deja regret, vor frământa și biserici, vor frământa și frați, vor fi frământări în familii, care mai de care, pe cine să aleagă, pe cine să ne aleagă. Oameni buni, lăsați politicul să fie în afara bisericii. Și lăsați biserica să fie biserică. Dacă vreți să mergeți la alegeri, faceți-o. Dar rugați-vă lui Dumnezeu și să vă călăuzească Duhul Sfânt. Suntem biserică botezată de Domnul cu Duhul Sfânt? Ne călăuzește Dumnezeu? Păi dacă Domnul ne călăuzește în toate lucrurile, nu ne va călăuzi și în asta? De ce trebuie să ne supărăm, să ne agităm, să ne... Dar cu toate acestea, anul 2024 va fi un an al alternativelor al alegerilor, al posibilităților, al deciziilor. Pentru că Biblia spune, Domnul mi-a pus în față două coșuri. Unul cu smochine bune și unul cu smochine foarte rele. Dumnezeu nu ne-a creat să fim niște roboți și nu vom fi nici în anul 2024. Dumnezeu ne-a creat niște ființe libere și noi putem să alegem. Spunea și poezia în această seară, Dumnezeu pune în fața noastră și în anul 2024 posibilitatea alegerilor. Și în capitolul, 20, în capitolul 30 din Deuteronom, de la versetul 15, Biblia ne spune Iată îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umpli pe căile lui și să păzești poruncile lui. Legile și rânduiele lui. De ce? Ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care vă în stăptânire, spunea Domnul poporului său. Și versetul 19 spune, iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și nu doar Domnul ne pune înainte ca să alegem noi sau să intrăm într-o confuzie, ci Domnul ne spune foarte clar, alege viața ca să trăiești. Alege viața ca să trăiești. Vei putea alege în anul acesta ce vei dori tu. Vei fi gata să alegi ce vrei tu. Tu poți să alegi, toate sunt la dispoziție. Tu nu ești un robot, spuneam. Tu ești un om liber, creat liber. Nu ne dirigează Dumnezeu dintr-o dintr uh, telecomandă din cer și Domnul ne poartă în stânga și în dreapta. Nu! Dumnezeu ne-a creat liber și noi suntem gata să alegem. Și Domnul ne spune în această seară, pentru anul 2024, alege viața. Și viața este Isus Hristos. Și viața este Isus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Cântăm frumoasa cântare. Te aleg mereu. Vreți în această seară să fie o seară în care să ne mai rededicăm o dată în planul lui Dumnezeu? Să Doamne, m-am încurcat cu atâtea gunoaie. Atunci când am stat în fața unui calculator, am ales atâtea lucruri. Atunci când a trebuit să decid dacă vin la biserică sau nu, marți seara, în cazul nostru, am ales altceva. Atunci când a trebuit să citesc Biblia și aveam de ales, am ales altceva. Am fost atât de preocupat, am avut atâtea priorități în viața mea. Doamne, din această seară, acum, la începutul anului 2024, vreau să-ți fac o promisiune. Te aleg mereu. Aleg prioritatea în viața mea pe Iisus Hristos. Viața este unul singur, Iisus este numele Lui. Și în această seară este prezent la Betania. Și spunem slăviți să fie Domnul. Și Mântuitorul spunea, eu sunt calea adevărul și viața. Vreți să-L glorificăm din toată inima pe Isus Hristos? Dar cum s-ar putea să fie oameni care să nu-L aleagă pe Iisus? Există în lumea aceasta persoane care să respingă pe Domnul Iisus? Se poate așa ceva? Oameni buni, nu se poate. Cei mai mulți resping pe Domnul. Cei mai mulți nu vreau ca să, ca să aibă o relație corectă cu Domnul. Cei mai mulți își doresc religie, își doresc forme religioase, își doresc anumite aspecte care sunt de suprafață și prea puțin vreau să aibă o relație corectă cu Domnul. O, ne rugăm în această seară, fras pentecostal să recerceteze Duhul Sfânt să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, să fie seara în care să ne reașezăm în planul lui Dumnezeu, în brațul lui Dumnezeu și vrem să ne asigurăm că Domnul este Isus, este cu noi și că îi spunem în seara aceasta, Doamne, te alegem pe Tine. În anul 2024, fiind un an al posibilităților, al alegerilor, al deciziilor, vrem să decidem să fim cu Tine. Și Domnul spunea lui Asa, undeva în 2 Cronici, capitolul 15, versetul 2, se amintea parcă și aseară, acest verset. Ascultați-mă Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul, Domnul este cu voi. Măriți să fie Domnul, dar nu în orice condiții. Câte vreme și voi sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, El vă va părăsi. Vă puteți imagina că un om care să în morminte, era legat cu lanțuri și prin zona aceea nu avea nimeni curaj să treacă. Rupia orice fel de obez. Era atât de îndrăcit încât nimeni nu mai putea. Era îngrozită zona, era îngrozită satele. Erau toți îngroziți de acea nenorocire, un om îndrăcit în zona aceea. Și într-o zi, Fiul lui Dumnezeu trece pe acolo. Slăvit să fie numele Lui. Și îndrăcitul acesta este eliberat de Domnul. Pentru că Domnul are puterea împotriva oricăror duhuri obraznice. E Dumnezeul cel mare, are toată puterea în cer și pe pământ, El ne eliberează de orice neputință, de orice slăbiciune și spunem, lăudați să fie Domnul Isus. Și după ce Domnul l-a eliberat pe bărbatul acesta, vă citesc doar din Marcul capitolul 5, versetul 15, au venit la Isus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte omul care umbla dezbrăcat, omul care era dezechilibrat, omul care făcea toate lucrurile pe care le găsiți în capitolul 5 acum era liniștit și era îmbrăcat și întreg la minte și s-a spăimântat. și m-aș fi așteptat să construiască o biserică și m-aș fi așteptat să facă un loc de rugăciune și m-aș fi așteptat să găsească o soluție să, să dedice un anumit loc pentru Isus Hristos pentru lucrarea lui Dumnezeu știți ce au făcut? Atunci au început să roage pe Isus. Ce să facă? Să plece din ținutul lor. De ce? Nu avem nevoie de Isus. Nu avem nevoie de Isus. Ce tragic. Ce dureros. Ce alege în această seară pentru anul 2024? Ce alege? Vrei să-L alegi încă o dată pe Domnul Isus? Vrei să spui Domnului, Doamne, aleg acele smochine care sunt bune. Vreau să aleg din ele și vreau să te aleg pe tine. Vreau să aleg viața. Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, anul 2024 va fi un an al deosebirii și al diferențierii. Un an în care să facem diferență între smochinele bune și foarte bune și cele rele și foarte rele. Dacă în anul 2023 ați mâncat mâncări otrăvite, Dacă în anul 2023 ați băut din ape otrăvite, dacă în anul 2023 ați făcut un amestec spiritual și din coșul cel cu cele bune, și din coșul cel cu cele rele, dacă v-ați rănit sufletul, mintea, ochii, viața și din Dumnezeu, și din lucrurile păcătoase, ascultați-mă bine, anul 2024 să fie anul când să facem diferența. Doamne ajută-ne! Nu amestecați lumina cu întunericul! Nu amestecați păcatul cu neprianirea, Nu l amestecați pe Hristos cu Mano, Mamona. Nu amestecați lumea cu Dumnezeu. Nu amestecați lucrurile spirituale cu cele păcătoase. Nu le amestecați oameni buni. Că Dumnezeul nostru este sfânt. Că Dumnezeul nostru este sfânt. Că Dumnezeul nostru este sfânt slăvit să fie în numele Lui. Și la Biblie citesc ce se apropie Dumnezeu, trebuie să creadă că El? Credeți că Dumnezeu este? Și crezi că Dumnezeu este prezent aici în adunare în această seară? Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu! De câte ori ai băut din ape mare? De câte ori te-ai alimentat din, din izvoare stricate? De câte ori ai mâncat din mâncare alterate? De câte ori sufletul tău care tânjește Dumnezeu după Dumnezeu l-ai împovărat? Fie cu vorbe, fie cu priviri, fie cu anumite lucruri păcătoase în viața ta și ai vrut să fii și cu lumea și cu Dumnezeu. De câte ori? Mă cheamă Dumnezeu în această seară să fac diferența între smochine foarte bune și între smochine foarte rele. Trăim într-o vreme, și anul 2024 se va aprofunda această vreme a unui amestec spiritual. O înclinație spre lume, o înclinație spre lucruri firești, o înclinație nu spre Dumnezeu, nu spre lucrări sfinte, o înclinație spre amestecarea lucrurilor în viața noastră, în trăirea noastră, în atitudinile noastre. Și aceasta este o mare uriciune înaintea lui Dumnezeu. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie maciocorit. Ce seamănă omul? să-i așa. Doi prunci, doi tineri slujitori au slujit înaintea Domnului. Și dacă eu eram cel care decideam, aș fi spus. Sunt tineri, n-au experiență, trebuie să-i tolerăm. Dar mesajul Domnului a fost pentru ei prin Moise și pentru Tatăl lor, Levitic, capitolul 10, versetul 10: Să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt. Ce este necurat, de ce este curat. În la care v-a chemat Dumnezeu nu amestecați lucrurile. Când veniți în față să cântați nu amestecați lucrurile. Când sunteți, eu știu, folosiți de Dumnezeu într-un anumit fel, nu amestecați lucrurile. Când stați la anvoane și transmiteți mesaje, nu amestecați lucrurile. Nu spuneți că e bine și așa, că se poate și așa, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu are milă. Oameni buni. <coughs> și doi fii al lui Aron n-au făcut deosebire. Și în lucrarea pe care au făcut-o au adăugat foc, foc străin. Și știți ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat? Eu vă predic, dar mă îngrosesc. A ieșit de la Dumnezeu un foc și a mistuit. Oare dacă asta ar fi acum, dacă Domnul ar aplica asta, câți dintre noi a mai fi rămas pe la învoare? Câți dintre noi a mai fi venit aici în față și a mai fi coborât înapoi? Câți dintre noi? Câți dintre noi am mai fi strujit? Și, și a mai fi slujit cea doar E adevărat că Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este drept. Fie anul 2024, anul deosebirilor, anul diferențierii oameni buni. Anul când să facem foarte clar lucrurile. Acestea sunt smochine rele și foarte rele și acestea sunt smochine bune și foarte bune. Și la coșul cu smochine rele nu umblăm, ca dacă sunt tentații, ca dacă sunt frumoase, ca dacă arată bine. Gustul este cel care face diferența, nu aspectul. Aspectul s-ar putea să fie frumos, s-ar putea să sune bine la ureche, s-ar putea să fie totul ex extraordinar, s-ar putea să fie extraordinar de bine, extraordinar de, de, de bine aranjat. Din punct de vedere omenesc, totul să fie impecabil. Gustul face diferența. Îmi place să amintesc despre Belșațar, care în bucuria vinului, sărbătoarea aceea mare, a spus: să aduceți repede vasele care le-au dus Tata din Ierusalim. Și aici, împreună cu nevestele, cu țitoarele, cu toți care sunt invitați, să facem un amestec de vase, să amestecăm vasele sfinte, cele din Ierusalim cu cele din Babilon, să bem din unele, să bem și din altele și să facem așa o amestecătură. Să amestecăm spiritualul cu firescul, să amestecăm pă păcatul cu duovnicescul, să-l amestecăm pe Hristos cu Mamona, să-l amestecăm pe Dumnezeu cu lucrurile din lume, să facem un amestec. Și au făcut. Mai că în timp ce făceau asta, un cap de mână, a scris pe ea la zidul lui. Și împăratul a îngălbenit, i s-a desfăcut șoldurile, și a bătut genunchii de o la altă, s-a speriat. O chema pe toți cei care puteau să traducă și nu și -au, au găsit nicio soluție. Și în final mesajul a fost acesta. Te-a cântărit Dumnezeu împărate și te-a găsit? Cum ne găsește Dumnezeu la început de anul 2024? Ce fel de oameni suntem? Că vorbim despre cei dinainte și cântau tinerii, mă de Doamne, acele vremuri din trecut. Și la un moment dat, cântarea spunea și mă gândeam când stăteam aici cu colegii mei, aceia frați, în umble și cu gen curați, cu conștiința nepătată. Oameni plini de Duhul Sfânt, oameni dedicați, oameni puși la dispoziția lui Dumnezeu, oameni care s-au dus la moarte fără nicio ezitare, care a fost vorba de adevăr, oameni care au plătit scump adevărul și au rămas în picioare pentru că Dumnezeu i-a întărit. Unde sunt frații ăștia? Unde mai sunt? Să ridice Dumnezeu în anul 2024 astfel de oameni. Te-a cântărit Dumnezeu și te-a găsit ușor. Cum ne găsește Dumnezeu? Că Dumnezeu nu mă cântărește în raport cu predicele pe care le țin. Dumnezeu nu mă cântărește în raport cu talentele care le am. Nu, Dumnezeu mă cântărește în raport cu viața pe care o trăiesc. În raport cu realitatea a, a, a relației între mine și El, oameni buni. Te-a cântărit Dumnezeu și te-a găsit ușor. Suntem oameni ușori? Suntem pocăiți ușori? Avem o credință ieftină, avem o credință superficială? Sau suntem oameni cu greutate în lucrarea lui Dumnezeu? Se poate baza Dumnezeu pe noi? Fie anul 2024, anul când să facem diferența, să nu mai amestecăm lucrurile, să nu mai avem un limbaj comun cu cel din lume, să nu mai avem o privire comună cu acelor din lume, să nu mai avem o trăire comună cu acelor din lume, ci să știm că noi nu suntem din lume. Suntem în lume, dar nu ca lumea. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Suntem reprezentanța ai cerului pe pământul acesta și vă spuneam și altă dată, suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Că dacă nu facem diferența, oameni buni, va veni o zi în care Dumnezeu va face diferența. Și dacă bine mi-amintesc, capitolul 3 din Maleahii, versetul 18, ce spune: Și veți vedea atunci deosebirea dintre cel neprijinit și cel rău. Dintre cel ce slujește cu adevărat și cel ce nu slujește. Și spun din toate lumea Dumnezeu să aibă milă de noi. Ce va fi anul 2024? Să fie un an al diferențelor. Să fie un an în care să facem diferența. Să fie un an în care să nu amestecăm coșurile. Să nu putem din coșul cel cu foarte bune cu cele foarte rele care arată bine și să le amestecăm. Nu. Ci să fim oameni care să facem diferența. Să fie foarte clar. Și Roman capitolul 12, versetul 2 spunea: Să nu vă potriviți. Să nu vă potriviți. Chipul lui Veacurile acestea, ci să vă prefaceți în sensul să vă transformați prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine care este voia lui Dumnezeu cea, pl cea bună, plăcută și desăvârșită. Doamne, ajută-ne! Să nu aducem în biserică tot ce scoate lumea nouă pe piață. Să nu aducem aici, în casa Domnului. Să lăsăm biserica să rămână biserică. Să rămânem oameni dedicați, puși deoparte pentru Dumnezeu. Și Doamne, întărește-ne la asta. Să fim oameni care să facem diferența, să fim oameni care să avem greutate să fim oameni care să îl reprezentăm cu cinste pe Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne. Și în ultimul rând vreau să spun. Ce va fi în anul 2024? Va fi un an în care implicarea lui Dumnezeu în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră, va fi de determinată de modul cum noi vom face deosebirea. Versetul 5 am citit: Cum deosebești tu aceste smochine bune, așa voi deosebi și eu. în măsura în care voi veți înțelege că trebuie să faceți lucrul acesta, voi face și eu pentru voi. Ce frumos e să facă Domnul deosebirea. E frumos? Da? Când au venit 10 urgii, 10 urgii, vă puteți imagina ce a fost în Egipt? Și când ultima orgie lovește și mor toți întâi născuți în Egipt. Și Biblia spune, din casa lui Faraon până în casa celui mai sărac, n-a fost să nu fie un mort. La fiecare casă, morți. Și Biblia spune în Gosen, nici măcar câinii n-au chiar arăit. De ce? Pentru că Gosen era protejat de Dumnezeu. Pentru că în Gosen era poporul lui Dumnezeu. Pentru că Gosen erau cei care reprezentau pe Dumnezeu. Și Domnul spune, dacă voi faceți deosebirea, și eu fac deosebirea. Acum mi-aduc aminte de o experiență Poate v-am mai spus-o. Eram păstor la Biserica Filadelfia, în Bistrița, și în perioada aceea făceam și naveta pe scorțarilor, pentru cei care vă mai amintiți vremea asta, aceea. Acolo aveam miercuri seara rugăciune. Și miercuri seara a venit un bărbat, nu vă dau nume, pe care l-am întâlnit pentru prima dată atunci, și Dumnezeu a transmis un mesaj profetic pentru mine și a spus, bărbatule, care te-am chemat în slujire, așa vorbește Domnul. Ai două cereri înaintea mea. Una pentru familie și una pentru slujire. Cea pentru familie ți-am semnat-o, zice Domnul, și ochii tăi vor vedea în zile scurte lucrul acesta. Cea pentru slujire, Domnul mi-a spus, cum va rezolva? Cea pentru familie am semnat-o. În săptămâna aceea, duminică seara, am venit pe scorțarilor, seara, împreună cu Luminița. L-am rugat pe prietenul meu, Robert, pe care unii îl cunosc, acum este păstor în America, l-am rugat să meargă la Bistrița, știind că ajungem foarte târziu de la Cluj, să meargă la Arcalia, să facă o slujbă acolo la biserică și să ducă copiii care erau mai mari. Andreas este aici să-i ducă pe copiii noștri la pistrița, ca dimineața să se poată trezi să meargă la școală. Noi aveam, ajungeam foarte târziu, cel puțin pe cei mai mari să-i ducă. Robert a venit cu niște tineri, nu era căsătorit nici el. Au făcut o slujire la Arcalia și la întoarcere spre Bistrița au reușit să-l ia pe Andreas, pe care l-au îngrămădit undeva în spate cu niște băieți, și pe Cristina, pe care o cunoașteți majoritatea care este căsătorit în Arcalia. Nu erau căsătoriți, evident. La întoarcere spre Bistrița, undeva după ce au trecut de o anumită zonă, mai precis aproape de localitatea Vișoara, înainte de Bistrița, la 120 de kilometri pe oră s-a blocat acul, șoferul nostru a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil, a lovit un pom un trunc de copac, mașina s-a întors de câteva ori în aer, pe el l-a proiectat undeva departe, umărul, un umăr, un picior, i s-a fracturat, în sfârșit, o mână, a fost foarte complicat. Tinerii, imaginați-vă că mașina s-a rostogolit, <coughs> toți tinerii aceia s-au lovit, unii mai tare, alții mai puțin. Andreas și Cristina, repet, Andreas este aici, nu că sunt copiii mei, pentru că Dumnezeu a vorbit cu câteva zile înainte. N-au avut nici măcar o zgârietură. În aceeași perioadă, da, au venit oameni, s-au oprit frați acolo, m-a sunat fratele Toma, nu noi niciodată eram cu frații pe în birou, la masă, după slujbă, și când m-a sunat, o zis, Vasilică, Robert a avut un accident. Când a spus că a avut un accident, am simțit că mă lasă toată puterile. Dar a continuat și a spus, nu te speria, copiii sunt foarte bine. I-a zi, Dumnezeu. La ora aceea, niște tineri veneau de undeva de la discotecă din zona Beclean și au intrat într-un capăt de pod înspre localitatea Uriu. Doi dintre ei au murit pe loc, al treilea a fost dus în comă și a treia zi sau a doua zi a murit și acela la Beclean, la Bistrița, în spital. Televiziunea fusese de la Bistrița, fusese la accidentul de la Beclean și la întoarce spre Bistrița au văzut copiii noștri, au văzut oameni acolo în vălmășeală, s-au oprit și au luat la Cristina un interviu. Am văzut-o în următoarele zile, interviul acela. Și acea reporteră a întrebat-o pe Cristina, care evident era speriată, o zis, Cristina, ați avut noroc? Uite, lângă Beclean, doi tineri au murit, al treilea este în comă și merge și i dus la spital și nu, știe, nu se știe ce va fi cu el. Murise a doua sau a treia zi și tânărul acela. Și Cristina a spus plângând: Noi n-am avut noroc. Peste noi. Este bine lui Dumnezeu. Pe noi ne păzește Dumnezeu. Noi nu suntem speciali. Eu nu sunt special. Dar avem un Dumnezeu care este special. Și în măsura în care noi știm să deosebim lucrurile, măsura în care noi știm să ne apropiem de Dumnezeu, măsura în care noi promovăm o spiritualitate autentică, Dumnezeu și El face deosebirea pentru noi. Slăviți să fie numele Lui. Veți fi protejați de Dumnezeu în anul 2024 dacă veți ști să faceți deosebirea. Mă auziți? Dacă vă curcați cu lucrurile lumii, Dumnezeu ne va lăsa să fim cu lumea și ca lumea. Dar dacă, Dumne, dacă Dumnezeu va vedea și va vedea că noi avem o viață de după voia lui, trăim după voia lui, Dumnezeu ne va proteja, nu știu. El are de oameni buni. Eu nu-l învăț pe Dumnezeu cum să mă apere. Eu nu-l învăț pe Dumnezeu cum să poarte de grijă. Eu nu-l învăț pe Dumnezeu cum să mă protezeze. De ce? Știe el să o facă foarte bine. Slăviți să fie numele lui. Datoria mea este să fac deosebire. În măsura în care voi ști deosebit, în măsura în care nu voi încurca cu lucrurile păcătoase, în măsura în care voi onora pe Dumnezeu printr-o viață sfântă, în măsura în care vom ști să păstrăm lucrarea lui Dumnezeu curată, în măsura în care nu vom accepta să vină firea în biserică și în familiile noastre și în trăirea noastră, în măsura că nu ne vom urca cu lucrurile lumii, Dumnezeu va face deosebire. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute să fie toate acestea în anul 2024 peste noi și va fi cu o singură condiție să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Nu umblați la coșul cu smochine foarte rele. Mulțumiți-vă cu cele foarte bune și Dumnezeu să ne biecuvinteze.